Bun găsit! Mă numesc Daniela Dumitru și îmi desfășor activitatea ca terapeut și trainer spa. Împreună cu Centrul Shakti vă prezint o serie de ritualuri ayurvedice ce vin în întâmpinarea nevoilor constituțiilor dosha predominante. Le-am denumit ritualuri tridosha și sunt potrivite tipologiilor Vata, Pita și Kapha. Kati Vasti răspunde nevoilor oamenilor cu probleme ale articulațiilor, duce la eliberarea blocajelor din zona umerilor, coloanei vertebrale, genunchilor, echilibrând elementul aer care poate fi în exces sau încărcat cu energii non-benefice. Terapia este potrivită tipologiei Vata, poate fi recomandată și în mod preventiv pentru întărirea și lubrifierea articulațiilor. Ritualul are mai multe etape. Masaj pentru întreg corpul, aplicarea unui ulei cald pe zonele ce necesită tratament și se folosesc uleiuri esențiale care intensifică toate procesele reparatorii. Iar în final, o mască cu argilă va curăța tot ceea ce corpul nu mai are nevoie în acel moment, drenând către exterior rezidurile. Ritualul Marma Calming Pita reprezintă o terapie complexă, potrivită oamenilor cu elementele foc și aer în exces sau cu aceste elemente în procese de transformare, care afectează în general toate structurile. Această terapie cuprinde o ședință de reflexoterapie ayurvedică, numită Pedipuja, în care sunt activate numeroase puncte marma din zona plantară. În această etapă se împământează elementul foc. O altă etapă a ritualului este drenarea apei în exces prin manevre specifice din masajul de drenaj limfatic ayurvedic, iar inflamațiile din zonele articulare și zona abdominală se calmează prin aplicații locale de cataplasme cu plante și miere. Grounding Movement Kapha Therapy este un ritual potrivit persoanelor care au nevoie de mișcare în tot corpul, de mobilizarea elementelor pământ și apă. Cuprinde un masaj cu săcules cu plante, care se încălzesc în ulei. Așadar, este un masaj cald, cu efect decontracturant și drenant. Vă invităm cu drag să vă bucurați de ritualurile tridosha la Centrul Shakti.